cele 28 de servicii publice comunitare locale de evidența persoanelor au avut în prajma alegerilor prezidențiale program special. Sâmbătă au eliberat 171 de acte de identitate din care 161 de cărți de identitate și 10 cărți de identitate provizorii. Un număr mare de cărți de identitate au fost eliberate și duminică. În total au fost eliberate 481 de acte de identitate, din care 442 de cărți de identitate și 39 de cărți de identitate provizorii. Serviciile publice comunitare locale de evidența persoanelor în Maramureș, vor avea program special și în 23 și 24 noiembrie, când va avea loc al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale. Sâmbătă 23 noiembrie programul va fi de la 8 la 16, iar în 24 noiembrie programul va fi de la 7 la 21.